Bună ziua! Eu sunt Cornel, antrenor la Bodyshape și triplu campion național la fitness. Astăzi vă voi vorbi despre importanța unui antrenament complet. Vom începe cu exercițiile cardio. Acestea au un efect foarte benefic asupra organismului, deoarece ne ajută să mărim capacitatea de efort, antrenându-ne mușchiul inimii și plămânii. Un alt efect benefic al acestor exerciții este acela că ne ajută să scădem nivelul zahărului din sânge. Un ultim beneficiu, dar foarte important, ne ajută să ne îmbunătățim starea de spirit. După cum ați văzut ca și exemplu, avem bicicleta, putem face rower sau dacă preferăm să mergem în aer liber, atunci putem alerga, putem merge la bazin pentru a nota sau altă variantă distractivă la care poate nu v-ați gândit, este boxul. Pe lângă antrenamentele de tip cardio, este foarte important ca în rutina noastră de antrenament să avem și antrenamente de forță. Antrenamentele de forță ne ajută să avem un aspect fizic mult mai plăcut, o postură mult mai bună, ne ajută să combatem pierderea masei musculare, ba din contră o să dezvoltăm mai multă masă musculară, iar asta o să ne ajute inclusiv în procesul de slăbire. Pe lângă tracțiuni, un alt exercițiu de forță care ne va ajuta să dezvoltăm masa musculară a trenului superior este împinsul pentru piept. Acesta poate fi executat cu gantere sau cu bară, avem nevoie doar de greutăți și o băncuță. Când vine vorba de trenul inferior, putem face genuflexiunile, un exercițiu foarte bun pentru a dezvolta masa musculară a picioarelor. Avem nevoie doar de un suport și o bară cu greutăți. Picioarele sunt depărtate, cobor ușor cu spatele, trage genunchii în exterior și expirăm atunci când ne ridicăm. Un alt exercițiu, regele exercițiilor atunci când vine vorba despre exerciții de forță, sunt îndreptările, spatele drept atunci când ridic bara de jos, privirea spre sol, expir atunci când mă ridic și cobor controlat pe negativ. Pentru a putea executa cele două tipuri de antrenament la capacitate maximă și cu o formă cât mai corectă, vă recomand că la finalul antrenamentelor să faceți și câteva minute de stretching. Stretching-ul ne va ajuta atât la recuperare cât și la o flexibilitate mult mai bună și ne va feri în acest fel de accidentări. Printre cei mai tensionați mușchi ai corpului se numără quadricepsul și flexorul shoulder-ului. Vă voi arăta câteva mișcări simple pentru a relaxa quadricepsul. Vom avea nevoie doar de un punct fix. Abdomenul rămâne încordat prin cu mâna dreaptă de piciorul drept, doar prin negleznă, abdomenul strâns, întind bine quadricepsul. Țin acolo până la 10 secunde, iar apoi schimbăm. Este nevoie să punem un accent mai mare pe aceste grupe musculare, deoarece astfel ne vom feri de accidentări și vom îmbunătăți calitatea vieții. Așadar, dragilor, pentru a avea un corp sănătos și funcțional, nu uitați să includeți în rutina voastră de antrenament, antrenamente de tip cardio, antrenamente de forță, dar la finalul acestora nu uitați să faceți stretching. Până data viitoare, dacă aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii, dați un like, un subscribe și ne vedem în episodul următor.